am purtat o discuție la București cu conducerea ANL privind reluarea construcției de locuințe pe programul ANL în Timișoara. Am stabilit câteva detalii care să facă posibilă lansarea efectivă, practică, a unor noi proiecte de construcție de locuințe și vin cu următoarele lucruri foarte concrete. În zona Ion Ionescu de la Brad vom avea o anumită etapizare a lucrărilor și am prevăzut să se construiască două blocuri cu 30 de unități locative pentru tineri. Blocurile în zonă sunt pe formatul S plus P plus 6E. 30, da, 30 fiecare. Cele 60 de apartamente care vor fi în aceste două blocuri vor fi dedicate tinerilor pe regimul după care s-a mers și până acum. Un bloc tot de același format cu 30 de locuințe va fi dedicat medicilor. Și un alt bloc tot cu 30 locuințe de locuințe, tot S plus P plus 6E, va fi dedicat profesorilor. Noi pregătim acum protocoale pe care le semnăm, le vom semna cu Direcția de Sănătate Publică și cu Inspectoratul Școlar, pentru că așa prevăd normele ANL, să existe astfel de protocoale. Vom transmite toate detaliile apoi la ANL și se va da drumul acestor construcții de locuințe. Cred că e o mare bucurie pentru tineri, pentru medici, pentru profesori, că iată vor putea să aibă locuințe frumoase într-o zonă care va fi amenajată ca ea în ansamblu său să arate frumos, locuințe pe care și le pot cumpăra, după cum știm, la prețuri care sunt sensibili sub prețurile pieței. Vă rog, nu este stabilită o dată, dar estimarea mea este că vor începe în prima jumătate a anului etapele pregătitoare. Nu știu acum ce trebuie să facă cei de la ANL, că nu primăria construiește, ci ANL-ul. Noi avem angajamentele pe care le cunoașteți, să asigurăm utilități în zonă, să facem toate amenajările domeniului public în acea zonă. ANL construiește, evident, având proiectele elaborate, proiecte tipizate și nu vă pot spune exact când se va săpa la fundație, dar în ce ne privește asigurăm toate premizele pentru ca asta să se întâmple cât mai repede. Și a apărut o noutate care cred că va fi extrem de bine primită de asemenea de către tineri. Ați remarcat și în ședința de Consiliu Local cu bugetul că eu am insistat pe asigurarea de locuințe pentru tineri. Pentru că tineretul trebuie sprijinit la startul în viață și după aceea, sigur că fiecare trebuie să aibă grijă să-și rânduiască viața astfel încât să-i fie cât mai frumoasă. Tinerii trebuie să fie harnici, serioși, să aibă grijă de propria lor viață. Nu cultivăm abordarea asistențială, dar la pornirea în viață, un astfel de ajutor este foarte important și noi vrem să-l oferim. Am stabilit să identificăm teren unde să se construiască pentru tineri case. Trei sutopi în ANL. Deci ANL-ul este dispus. Dacă noi punem la dispoziție teren corespunzător, să construiască 50 de case cu un teren aferent de 300 de metri pătrați. Prin urmare, vor fi case foarte interesante, 300 de metri pătrați de teren nu este foarte mult, dar nu este nici puțin. Cred că pentru un tânăr este foarte interesant să aibă o casă în acești
parametri. Este o simplă coincidență că au apărut acum. Acum se dă drumul de către guvern la construcția de locuințe pe programul vechi, ANL. Programul ANL știm bine că nu e unul scornit acum pentru că sunt alegeri, este un program inițiat cu mulți ani în urmă, un program pe care l-am salutat întotdeauna, program pe care îl consider foarte bun, și guvernul a decis să aloce fonduri pentru ca programul să fie reactivat. A fost o perioadă de stagnare în care nu s-a mai construit și cred că s-a făcut rău că nu s-au găsit resurse pentru acest program. Ei, eu fiind la București, m-am interesat cum stau lucrurile, am avut discuții cu persoanele care au un cuvânt de spus pe acest subiect și m-am întors cu ceea ce v-am prezentat și sigur prin rândul noastră și în mod direct pe Facebook fac cunoscut multora dintre cei care vă citesc, vă urmăresc și respectiv urmăresc Facebook-ul, în mod sigur